Salutare și bine ați revenit pe canalul meu. Sunt aici cu Marius și suntem la ieșirea din oraș, în Sfântul Gheorghe, și mai avem 7 km până sus în vârf la Șugaș Băi, unde să ne oprim un pic la terasă, să ne bem cafeaua, mă rog, poate el bea cafea, eu să beau o bere, că-s bărbat. Așa. Și stai pe bicicletele de enduro cu crești de downhill, pentru că e destul de fain aici la noi, avem sărituri faine. Și astăzi o să vă arăt cum arată o tură de dimineață în care dăm două trasee de câte două ori. O să dăm flow și Titi and the Dog. Ce-am trecut de Ciobof oraș, adică izvorul lui Costel, și o să-l ajung pe Marius din urmă, e discoteca mobilă. Așa că aici trebuie gălăgie, pentru că sunt foarte mulți urși și ei fug de gălăgie. Pentru siguranța noastră, cărăm o boxă cu noi și ascultăm muzică mereu. Mai am încă 6 km până sus, așa că mai dau un pic la pedală. Închis? Well, nu mai bem bere, că e închis. Asta e. Nu, mi-a căzut lanțul. Mi-a căzut lanțul. Iată, problemă fixă. Mai în față un pic, în dreapta e un poduleț. Se începea și urcăm la cabana de sus. A friend of mine lives there. Da. We have Russian accent when we speak English. He's got beer. In vodka, no limit. Aici, între dreapta, dai urca. Mergem acum la cabana ascunsă în pădure, unde ne întâlnim cu un tovarăș bun, dacă e acasă, și ne dă o bere. Dacă nu, ne întâlnim cu el. No TV, no beer. Asta e. Te ține minte, TV. Mai stai și acasă. Bun, după ce nu am băut bere, nu am băut bere, ca să înțeleagă toată lumea, așa, mergem să dăm două ture pe flow, să ne încălzim, apoi ne dăm pe Titi and the Dog, tot așa două ture, apoi mergem în oraș și acolo chiar că bem o bere. Flow Trail. Înainte să pornim pe Flow Trail, vă spun care-i treaba cu traseul ăsta. Are 300 și ceva de metri lungime. E așa, are un unghi de vreo 6-7 grade înclinație. E plin de elemente, n-ai timp să respiri pe el, trebuie să-i dai tare. L-am construit în 2009 împreună cu Titi, cu fratele meu, cu Păsărică și cu încă un prieten, Emi. Și de atunci l-am tot întreținut și arată foarte bine. E trailul meu de suflet ăsta aici. Și hai să vă arăt o tură pe el. Sunt sigur că l-ați mai văzut în alte clipuri de ale mele. Am mai filmat aici destul de mult, dar cred că niciodată nu l-am pus cap coadă, așa că o să-l pun acum. Puțin.
casca. Reglăm unghiul camerei ca să filmeze totul. Marius, ești gata? Vii după mine? Hai, pune-ți casca și să-i dăm. Oricum dăm două ture. Și așa e scurtuț, are un minut și ceva. Gata? Am pornit. Începem cu gheata aici. Toată creștere de pe la noi. Deja de stânga până de dreapta, care mereu crânesc prea mult, nu știu de ce. Basic instinct. Așa, shock kicker. Rădăcini de aici. Manual. Ei, duplăm. Opa. Aici la vale. E un pic de făină acolo. Da, am nevoie de tură de încălzire, ca mereu. Două, trei viraje, le bulesc. Deci, iarăși între copăcei și fără tăcini. Ultimul pică și ultimul viraj. Și astea au fost 300 de metri de traseu. Vine și Marius. Hai, urcăm și mai dăm o tură să o legăm mai bine. Și când ne vedem iarăși sus, dăm a doua tură pe flow. Deja v-am prezentat traseul, așa că nu o să mai vorbesc deloc. O să las muzica să vorbească pentru mine. Așa că să sune chitările drang, drang, drang. Hey, baby. I hate it when this happens. Nu sunt balanțuit. Iată. Shit. That sucks. Ok. Tot avem ocazia. Quick fixing tips. Cum repar un lanț îndoit în mijlocul traseului. Evident, nu lași multitulul acasă. Cu asta începi. Cauți zala care-i strâmbă. Nu știu cât de bine se vede, sper că se vede. Eu am găsit-o deja. Prinzi din ea, ții bine cu mâna și faci o pârghie și le îndrepti. Așa. Și mai este o zală strâmbă aici. Că din două puncte s-a strâmbat. Ții bine, faci o pârghie. Îi tragi la loc. Lanțurile astea SRAM și Mano sunt foarte moi, foarte ușor de pui la loc. O să încerc acum încă o șmecherie. O să bag un imbus un pic mai mic în zala de lângă. Și o să fac o pârghie mai puternică un pic. Așa. Și am îndreptat lanțul. Am mai găsit aici încă una strâmbă. Îndreptăm și pe asta. Op. Așa. Și acum punem lanțul înapoi.
Ar trebui să fie totul bine acum. Quick fix is done. Mergem înapoi în vârful traseului și reluăm. Tura a doua, proba a treia. Gata? Hai să-i dăm. Avem două variante. Putem să urcăm tot în vârful la Flow și de acolo să mergem în vârful la Titian the Dog. Sau urmăm cărarea asta din pădure și ne ducem direct la traseul Titian the Dog. Titian the Dog. Despre traseul ăsta am un întreg film. Se cheamă Hai la lopată. Merge super fain. Traseul fără pedală, numai dați bike-ul să curgă. Trage un pic pe chicăre, prinzi bine miraje. Și iese super mai tot. Nu știu dacă mai dăm a doua tură. A rămas fără baterie. Titian the Dog, ultima tură și cea de a doua în același timp. Destul de obosit. Let the music play. Garden 2.0.
Fear the Dog. Și Fear the Dog se leagă cu Flow Trail-ul prin drumul ăsta forestier de la sfârșit. Acum urcăm pe, pardon, urcăm pe drumul ăsta până la vârful câmpiei. Nu e mult, e 100 și ceva de metri. Se vede cu ochiul până acolo, dar acum e pădure multă. De obicei nu e atâta pădure, că suntem acolo. 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 Dar acolo acum e noroi, pentru că au tăiat copaci cu utilaje și tot felul de minuni și e noroi acolo. Așa că nu mergem pe drumul forestier din pădure. Și ne vedem sus în vârful câmpiei. Am ajuns în vârful câmpiei. Mega peisaj aici, frumos. Dacă veniți, stați aici jumătate de oră în hamac să vă bucurați de priveliște. Acum eu o să-mi așez camera într-un unghi bun, să filmeze tot. Și îi dau la vale. Asta teoretic face parte din Flow Trail. E continuarea lui. E un drum forestier până la un moment dat, după care intrăm în traseul efectiv. E un gap mare acolo. Sincer, nu știu dacă îl dau astăzi. Bike-ul de enduro nu prea rezistă la așa ceva. Sunt cele 90 de kg ale mele. Aici nu mai e drum forestier, începe continuarea de Flow Trail. Am în porțiunea la gap, în cauza că în fața mea e acum un gap imens. În noastră țar, caramba, trebuie să-l trec pe el așa frumos. Opa, cu drop. Nu prea ține bike-ul ăsta să sar din astea mari. Ultima oară am spart un rolment. Deci am zis că mai bine îl dau numai cu bike-ul de downhill. Aici e o porțiune un pic așa mai plată. Și de aici încolo îi dăm. Îi dăm aici curățat o linie nouă. Îi dăm pe deasupra flow-ului. Mai e paralel cu mine. Mi-a tăiat fața cu linia, e mai rapidă, e mai dreaptă. Foarte obosit. Așa acum mă odihnesc un pic. Da, nu mă odihnesc. Intru în regiunea numită Canion. În traseul lui Venții. Venții l-a făcut. Prieten bun de-a noastră. În urmă cu mulți ani. Foarte faină. Cam asta e. Marius mă rețin la trasă. Thank you, Marius! Și suntem aproape pe sfârșitul traseului. Dar asta e dreaptă. Pic hop aici. Și ne ducem la drum. Unde de obicei se lipsește drum. Dar astăzi nu e de obicei. Că nu se mai vede unde am curățat linia. Cam atât pentru azi, de aici mergem la bere în oraș. Așa că crediți și tot alea, vedeți la bere. Like, share, subscribe și mie și lui Marius. Și ne vedem în următorul videoclip. La revedere! Thank you.
Ce-au dat prima ăștia, da. De concediu.